acțiunea Ziua Porților Deschise ocupă un loc important în șirul manifestărilor organizate cu ocazia aniversării a 168 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Foarte mulți copii au venit astăzi la noi pentru că desfășurăm Ziua Porților Deschise, o altă activitate dedicată împlinirii a 168 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Activitatea a constat în prezentarea spațiilor în care ne desfășurăm activitatea, prezentarea bisericii, a sălii tradițiilor care este constituită într-un mini-muzeu, prezentarea unor ateliere cu tehnica din dotarea structurilor de jandarm și cele antiteroriste și, nu în ultimul rând, prezentarea unor exerciții demonstrative, cele mai așteptate de către cei mici, constând în intervenția cu câinii de serviciu, spargere de obiecte dure și intervenția structurii antiteroriste. Pentru a-i familiariza pe copii cu misiunile, dotarea și rolul jandarmeriei în societate, au fost executate exerciții demonstrative și prezentate materialele folosite în misiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice. Avem niște materiale de alpinism pe care le folosește Jandarmeria Română în acțiuni de salvare sau alte acțiuni pe care le executăm în cadrul misiunilor noastre, da? Zeci de copii de la grădiniță până la liceu au vrut să vadă ce înseamnă meseria de jandarm, încercând armele și echipamentul din dotarea grupării de jandarmi mobile Craiova. Cinile mai mult și cum sunt îmbrăcați. Mi s-a părut foarte frumos și îmi place foarte mult jandarmii. Sunt de treabă. Mi-au plăcut cel mai mult mașinile și armele și uniforma. A fost foarte frumos armelor. Acțiunile au ca scop prevenirea infracționalității infantile, întărirea factorilor de protecție și reducerea influenței factorilor de risc și conștientizarea de către tineri a consecințelor producerii de fapte antisociale.